Bine ați venit la MK Apartments! Elveția! Nu! Tu ești luată! Ce bine arată! Ce casă este? Maidanez! Dumnezeule și pământul! E a doua oară când vin aici și sunt împins din lift. Cât de meriți? Bine ați venit la Brașov! Le prezentăm pe ele după aia. Fetelor, doamnelor. Domnule. Bine ați venit la MK Apartment. Să vă zic oficial, bine ați venit la MK Apartments. Bine te-am găsit. Da, e... Haide să vă fac turul. Chiar te rugăm. Sufraj. Sufraj, da. Așa. Ce televizor avem, mamă. Mm-hmm. Uite, pe ăsta o să stau eu. Da, fix pe ăsta. Hai la bucătărie. Dar veniți pe partea asta. Da, venim, dragă, venim, gata. Cea mai tare parte. Așa. Asta este. Aveți frigider? Ce avem acolo? Avem ceva din partea celor de la MK Apartments, deliciuri și bineînțeles frigiderul ca să puneți mâncare să gătiți, da? Mezeluri, cremuri. Dar o să ajuți în bucătărie, da. Clar. Adică nu ne lași doar pe noi. Ce măcăne așa? Orange, factura s-a emis. Okay. Vreți să vedeți cea mai interesantă parte? Da, camera. Nu, priveliștea. Fetelor, Brașovul. Și niște birouri în fața noastră. Elveția! Am o să fie da. Măi, e frumos. Este, da, într-adevăr. Să ne imaginăm fără. Ce? Ce ai putut? Fiți încă? Johnny, dă-te. Păi nu peste, e în față. Ia, ce vrei să ne arăți? Cred că așa trebuia. Nu ți-a ieșit, dar hai. Jacuzzi! Stai să dăm asta la o parte. Păi ce facem? Start. Ce ai jacuzzi acasă, deși să-l pornești? Am văzut și un film. Ta-da! Au! Aici o să stăm noi patru și o să bem și o să ne jucăm. Ce ziceți? Îmi place mirosul de jacuzzi. Bagă-ți capul că se sterge machiajul. Stau cu tine în jacuzzi. Da. Poftim? Abia aștept să fac poze cu priveliște. Nu mai vreau să intru cu tine în jacuzzi, că n-am loc de tine. Da, data trecută a dat apa pe afară. Eu sau tu când ai intrat? Bine că noi suntem slăbuți. Auziți? Da, acum am jucat jumate. Cine ajunge ultimul într-o cameră și o alege? Nu! Nu! Aia e a mea! Nu! Nu, aia nu e a mea. În a mea nu intră nimeni. Dar ce? Papa? Camera secretă? Ce e acolo? Nu veniți mai aici. Nu! Nu! Nu, camera mea! Asta e camera mea! Nu mai e, gata! E verde de la deprins. Și nu-ți place ție, Asta e camera mea, în baie privată! A fost, nu mai e! Mai aveți încă două dormitoare, Johnny, am zis că doarme pe terasă. De data asta dorm pe terasă. Fete. Dormi în jacuzzi tu. Uite, am tot patul ăsta pentru mine. Avem și papuci. Și halate de baie. Nu mă interesează unde dorm. Tot dorm pe... Uite ce oglinzi frumoasă, îmi dai frumoasă. Fetelor, v-am adus la opulență. Măcar lăsați-mi serviciu, dar vă duce în altă cameră. Mai aveți două, aia pe roz vi se potrivește. Atunci dacă vă dau pe aia roz, asta este a lui Ted, cel care ne filmează scumpul. Așa. Baia voastră, uite, vi-o las pe asta voastră. Așa. Și asta să fie camera voastră. Uite, bine. Pe bine. Roz bombon. Bine. E culoarea mea preferată, deci hai să rămână asta. Măcar ieșim pe terasă, uite. Și asta, da. Aveți acces la terasă.
N-ave... A, a? Avem cheie? Aveți cheie? Păi tocmai, să nu intrați peste noi. Da, da, uite, știi cum acum intră? Mine peste ramana, da. Adică, tu ești luată! Tu ești luată! Un nou episod alături de cei de la MK Apartments în acest extraordinar penthouse pe barter. Este a patra oară când vin aici, locul este... Doamne, deci nu, n-am cum să vă explic, este... M-am îndrăgostit! Vreau să stau aici! Iubesc tot ce e aici! Chiar și... Ce-o fi asta? O vreau! E superb! Oameni noi, după cum putem observa, două duduci. Ramona, pe care o știm din Nonconformistul, și Alexandra, ce va participa într-un proiect viitor de-al meu pe canalul de YouTube. Abia aștept să văd ce vor face, pentru că n-am fost niciodată într-o vacanță cu ele. Pe Ramona o știu puțin mai așa, pe Alexandra o știu... Iuhu! Și abia aștept să văd cum vom petrece noi aceste două zile pentru ei, două săptămâni, că o să vadă la o distanță de o săptămână aceste două zile. Și Doamne ajută! Doamne ajută să nu murim! Am venit la MK Apartments pentru că ne-a invitat Gabriel Măgă și a spus că o să fie pe opulență. Și este. Chiar. Părerea noastră despre Gabriel Măgă o să fie, cel puțin la mine, aceeași care a fost întotdeauna și am zis-o și la avantpremierea de la Nonconformistul. Este un băiat minunat. Eu nu pot să zic nimic că m-a invitat aici, dai seama, nu. Mi-a plătit și masa, nu pot. Penthouse-ul ăsta e minunat. Adică eu când am intrat prima dată aici, am zis, băi, ăsta chiar e mișto. Te simți foarte bine. Și totul e de calitate și totul e curat aici. Tu ai văzut ce liniște e? Efectiv, e da, liniște. Nu auzi nimic, nu auzi vecini, nu auzi afară, nu auzi absolut nimic. Da. Pe opulență v-am zis. Eu și Dorian Popa, ce mai... O să avem două zile full de... Eu vreau să mă joc și să beau. În paranteză. Păi dacă nu se lasă asta în spate. Da. Păi, nu mai am ce să spun decât vacanță plăcută! După cum știți și de anul trecut, penthouse-ul ăsta este genial. E ce trebuie. Fetelor, nu se putea să nu vă aduc în locul meu preferat din Brașov când ne referim la capitolul mâncare. Ursul Carpatin! Păcat că nu putem sta afară. Prea bine că nu stăm afară. Ce? Lasă-mă Bradu în pace. Urcă pe scară. Nu mă mai împingeți, vă rog, că nu-mi place să fiu împins pe scară. Vă rog, e chestie de bun simț și respect. Salut, bună seara! Bună! Ce faci? Ce râde? Ce faceți? Mai... La mulți ani că nu ne-am văzut anul ăsta. Bună ziua, bună seara, de fapt. Zi, poftiți la masă. Unde ne așezăm? Ne duci tu? Da, da, poftiți. Unde? Am întrebat... Sunteți, vedeți că nu sunteți la... Sunteți la Ritz, da? Sunteți la Ritz. Nu sunteți la... Nord. Portați-vă exemplar, vă rog. Vă recomand. Mai întâi am întrebat dacă îți place plovărul, dar n-am întrebat cum îmi stă plovărul. Ah, ok, ok. Îmi place plovărul, stă urât. Vă recomand tot meniul. Da. Așa ziceam și eu, da. Ciorbă seara? Mai, mie mi-a rămas gândul la papanaș. Eu sunt bofticioasă și când aud de papanaș, la cei care îi iubesc. Am opa! Oh my god! Și vine rată! Voi mai vreți să mâncați sau vi le iau eu, că e pot să vi le... Vizio mare cardebolul foarte tare, da? Mulțumesc! Nu cred că mai aștept deloc, adică... Și aici fac așa un... Supă la plic. Hai, măi, mulțumesc! Da, mai lăsa cu mâna, e ok! Lasă-mă să... Nu, eu fac, că eu am follower și tu aștepți. Hai, mă, că am jucat câteva! Câțiva? Fii atent, o să trec pe la fiecare și îmi deschideți pâinea, da, când ajung la voi. Unde e? Unde e? Aici? Nu, 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 nu. Asta e. Da. Deci adânc, da? Da, stai așa. Mai etichetezi, etichetezi tu? Da, etichetezi eu. Am dat, am băgat adânc, gata. Când mă adânc?
Aia e, dar mai. Mai adânc? Mai mult, da, cu cașcavalele de așa, sub. Așa, e o chestie, da. Se întindă, să frige. De ce nu zice nimeni? Eu îți spun un lucru. Bine, pentru cine are dinții puși, nu e o problemă. Ei, n-am zis puși. Mamă, mamă. Un compliment sau... Ți-a zis că e bună? Nu, n-am zis, am luat. Păi nu, băi da, ai zis că e bun? Da. Hai că e gustos, da, chiar la modul că frige. Uite, asta merge chiar din Dana și Vagabondul, fac, să fac un video, dar n-am cu cine. Ce? Dana și Vagabondul și să mănânci. Ah, Ramona? Păi chiar zice lumea că suntem împreună. Da, măi, dăm de înțeles aici la oameni, nu e bine. E mama umida, Ana. Nu, deci asta e fata, știi? În loc de spaghete... Asta am pus să mănânc, nu? E Dana și Vagabondul, da. Varianta tradițională. Băi, are un efect, dar un rom. Da? Uite la mie țuica, fier. Băi, ce-ai cu rom și cuie, dacă și am încercat. Ce bine arată! Vreau și mie, vreau și mie. Ce s-a fie, ți-ai comandat? Ia la buța. N-am știut că e așa bun. Miet. Da, asta e a noastră. Mai ajuns sau astea sunt? N-am știut că e așa bun, mulțumesc. Uite, mă, ți-ai adus și ție. Adică trebuie să împart cu tine? Vrei să te faci mai dublu decât ești? Hai că împart eu, că uite, eu sunt la dietă. Cătălin sunt la dietă, uite. Bine. Până la câte îți scrieți? Că avem timp, da? A, mi-a curs. Ce? Ok. 3, 2, 1 și... Nu cred. Nu le vorbesc în geapă. Mai știu cum. Sunt mai bun ca ai mamei tale? Mamă, nu cred așa. Aia eu, dezonorez, e puțin. Stai că acum pare rău când mi-am... A, de așa. Iartă-mă, Doamne, de sunt... Mă, mai bun că spune că sunt așa, înseamnă că sunt așa, nu glumește. Sunt foarte bufoși, foarte, foarte buni, delicioși, aromați. Livrați și la penthouse-uri? Mă las subsoluri. Mâncarea de la Ursul Carpatin a fost divinisimă, cum zice Gabriel Mângă. Da, a fost foarte bună. Am încercat pentru prima dată acea ciorbă de fasole în pâine, demențială, foarte bună a fost. Și papanașii, care sunt celebri acolo la Ursul Carpatin. Foarte buni, delicioși. Chiar tu da. Ce ai mâncat? Am mâncat și o fasolică. La fel ca tine. Da, ne-am luat la fel. Da, vai. vezi, sunt perechi, dar tu ai zis că... Deci, mie nu-mi plăceau papanașii înainte. Chiar nu-mi plăceau, mi se păreau grețoși. Ei bine, aici chiar mi-au plăcut. La Ursul Carpatin, vai, mi-era dor de papanașilor și de data asta am încercat ceva nou, pentru că de data trecută mi-am luat paste, de data asta mi-am luat bulls. Genial! Ursul Carpatin este, cum să explic, Dumnezeul mâncării în Brașov. Dacă nu treci pe la Ursul Carpatin când ești în Brașov, și da, s-a plătit nota, altfel nu merge. Deci oameni, gazde, tot, deci nu știu, n-ai, Dumnezeu, când eu zic Dumnezeul mâncării, înseamnă Dumnezeul mâncării. Punct. Mi-am luat bulls și papanaș. Combinația perfectă nu există. Dar asta există. Este combinația perfectă. Oh. Vă mulțumim mult de tot, ați fost minunați ca de obicei. Abia aștept să... Văd când deschideți jos la parter. Vreau și eu să mă îmbrățișez. Vreau să mă îmbrățișez, că sigur nu este. Este foarte tinerică. Nici măcar n-am 35. Mulțumim mult de tot și ne vedem când faceți restaurantul jos și pizzeria sus. La revedere! La revedere, mulțumim mult de tot! Mulțumim! Fiți arcadru, mi-ai scuipat în el, ce-ai făcut? Nu, ți-am pus mai puțin, ca să-mi ajungă mie mai mult. Alexandru... Stai, fiți arstoriu, eu sunt influencer. Eu devin. Da, deci, e în devenire, da? Deci, fiți atenți ce v-am pregătit. Am primit așa. Aceste cărți foarte drăguțe. Eu, bine, eu i-am văzut pe TikTok, mi-au plăcut foarte mult, le-am dat like și apoi ei s-au sesizat. Că lumea zice că cer mai partere. Și mi-a trimis acest joc foarte mișto, Miți Băute se numește, uite-l pun aici, facem promovare. Așa, e neplătit. Foarte mult mi-am dorit să joc acest joc, nu am avut cu cine pentru că nu am prieteni, eu am doar colaboratori. Mai am și eu, după cum vedeți, un prieten 2-3 acolo.
Și mă bucur foarte mult că am avut ocazia să joc cu ei. O să-l jucăm noi separat și fără restricții, că abia aștept, aia e partea interesantă. Eu nu beau, să fie foarte clar, eu nu beau, da? Da? Bun. Și se pare că va fi interesant, cred. Fitness. Stai un minut în poziție de izometrie sau bea două șaturi. Mă, nu cred că poți sta un minut. Tocmai tu care faci sală. E greu, e foarte greu. E foarte greu. Hai, bea. Hai să încerc măcar cât văd cât pot. Bine, haide. Te cronometrez eu, stai așa. Să stau pe ceva asta. Pa, da, pa aia. 3, 2, 1 și! Hai, Alexandra, știu că poți. Imaginează, ești la sală, eu sunt antrenorul al tău. Da, 3 secunde, 5 secunde. Hai că nu se vede nimic, stai liniștită. Hai că poți. Nu mai rând decât poate, stai mai puțin decât ți-ai concentrează-te, dorit. Concentrează-te. Încă puțin. Oh, se roșește la față! Ce puțin mai ai! Hai că mai poți. Încă puțin! Puțin! Hai că poți! Aaaa! 36 de secunde! Ba nu, 40. Erau 36 de 40, că până a leșinat tot, 40. Nu, că i-au făcut picioarele, s-au făcut de astea. Am înțeles. Ce ai băut? Arată cea mai jenantă poză din telefonul tău sau bea 36. Bă, chiar nu am poze jenante. Scuză-ne pe noi. De ce te-ai uitat în zamă? Da, nu e nimic interesant. Deci s-a uitat și așa că fată, bea. Sunt martori că nu am poze. Hai, jenante. Bea, măcar. De fan, eu urmez. Da, tu n-a primit nimeni nici doar o gură, da? Da, o gură. Da, da, păi hai. Ați auzit ceva? Nu, eu beau, eu trag rândul meu. Cadoaș, cum o cheamă pe ea? Vai! Ceva cu Suno. Deci cred că fosta ceva, nu Sună pe mama ta sau pe tatăl tău și spune că urmează să te căsătorești cu partenerul tău sau că ți-ai găsit întâlnit azi iubirea. O sună pe mama la 10 seara să-i spună așa ceva. Poate doarme. Nu doarme, îți garantez. Vreau să dacă zice vă prostie să știți că tai, deci vorbesc foarte serios. Vreau să zice... După difuzor, te rog. Clar. Oh, dar nu râde ca să pară serios. Mi-a zis că mi-am întâlnit iubire. De ce mi-a picat mie asta? Tu l-ai amestecat. Da, Gabi. Bună, ce faci? Bine. Vreau să spun că mi-am găsit iubirea adevărată la Brașov. În sfârșit. Un câine. Nu, nu un câine. Da, asta voiam să spun, bine? Și că ce stai? Că... Coste căsărești. Nu, aia e sau. Ce rasă este? Maidanez. Bine, hai, mersi. Mai ai grijă și de ăsta de acasă. De papi, da. Da. Aha, o știe și pe papi. Normal, e vedeta noastră, papi. Bine, hai. Lumea știe că am câine. Bine, pa, pa! Pa, pa! A fost mai ușor decât am crezut. A ieșit bine, a ieșit bine. Oh, hai să vedem. Mi-era frică că zice vreo prostie, că o știu. Dă-i mesaj celui mai bun prieten și spune-i că ai lăsat pe cineva gravidă sau că ești gravidă sau bea 37. Spui că ai lăsat pe cineva gravidă. Să dau mesajul. Da. Sau bei. Da, cu... Eu beau de-am pe poftă. Păi și eu aștept, dar eu... Na. Mă, dar chiar trebuia să avem șaturi. Cui dai? Păhările alea. Ale. Bine. Am zis la 3 șaturi, cum era? Chiar dar nu pline, le puneam și noi pe no, sfert. Dacă ești să joci corect. Hai să vedem cum dă mesajul. Dă mesaj? Ia. Da. Eu nu văd. Cum se cheamă primul persoană? Vinți cu Ana. Ale. Am. Era cu liniuță? Da, cred că da. Și eu spun de asta, să vedem conversația. Am lăsat-o pe o fată gravidă. Ia. Sunt foarte greu și răspunde. Scrie. Sănătate! Sănătate, bune! Ce prieten bun ai! Ceva! Doamne ferească-mă, Dumnezeule și pământul! Eu de obicei nu mă bag pe mama în chestiile astea, dar ce mi s-a părut cel mai hilar a fost momentul când am sunat-o. Deci eu mă așteptam să zic o vreo prostie, n-am știut la ce... Deci mă aștept, că o știu pe mama. Putea să zic un dezastru, putea să zic că ce de naiba vrei de la mine. De ce m-ai sunat? Lasă-mă în pace! Pleacă de acasă! Bine, nu mai stau cu ea, dar zic că idee. Deci mi-era foarte frică, dar uite că a reacționat normal, ca o mamă normală. Mai stă și mame normale, că mai știm și cârpe.
Da, 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 ce le știm. Alea care își cheamă copii la 7 seara acasă, că voi e beznă. Să știi că e beznă și poate să dea în cap și pe ziua. Poate să dea în cap copilului și pe ziua. Și etc. Multe alte exemple. Am terminat cărțile pe care le-am selectat noi ca să nu fie toate porno. Nu știu de voi, dar mie mi-e somn. Așa că hai să ne culcăm, că mâine ne trezim de vreme. Să crezi tu. Da. Eu mă o să-mi iau costumul de baie. Da, și eu. Eu mă duc să mă culc. Ne așteaptă un jacuzzi pe terasă, ok? Să mă așteptă pe voi. Eu mă duc să mă culc. Tu poți să dormi pe terasă. În jacuzzi? Da. Bana sangri! E jocul pe care l-am jucat cu sola asta. Măi, a fost ok. Nu a fost deranjant sau ceva. Adică mai puțin faza aia că mie toate cărțile îmi picau. Uită-te în telefon, alege din telefon, fă ceva cu telefonul. Și asta nu-mi place, intimitatea mea și nu-mi place. Da, a fost mișto. Uh-huh. Personal. Și mie mi-a plăcut, da. Am făcut aici, am făcut planșă. Cătălin, salut. A făcut izometrie. Da, da, da. Deci, planșă, da. Așa se zice, da. Mă rog, nu eu oricum am trecut 36 de secunde, ai zis? Ho, păi eu la sală fac 30 de secunde cu 30 de secunde stau. Trebuia să-ți faci mândru antrenorul. Păi da, 36 de secunde. Bine. Jocul în sine e fain. Experiența de în seara asta mi s-a părut puțin cam forțată. Pentru că Gabi a ales majoritatea cărților înainte să ne jucăm și a exterminat efectiv tot fanul din jocul ăla. Jacuzzi. Pentru mâine eu vreau să merg în jacuzzi. Să fac acolo poze pentru Instagram. Eu mâine vreau să merg pe pârtie, la Poiana Brașov, neapărat, și să mâncăm la restaurantul ăla pe care... I-am povestit eu lui Măgă mai devreme, i-am zis eu despre el, că e foarte bun acolo de la Poiana Brașov. Da. Și din nou jacuzzi. Da. Prima zi, acum depinde și ce au văzut cei de acasă, prin montaj. Eu a fost... Noi ar trebui să filmăm non-stop, pentru că au fost foarte, foarte multe faze amuzante de la magazin, dar acolo n-aveai cum să filmezi, de pe drum, dar n-aveai cum că tu conduceai, adică era așa. Dar poate ziua de mâine ne va rezerva mai multe chestii interesante, mai mult content, mai multe chestii de amuzament și mai mult reality show despre ce vorbim cu exemplarul în față și cu restul. Ne vedem mâine!